Aceasta era replica celor doi tineri din București care profitau de buna credință a oamenilor de pe litoral. Se așezau de la primele ore ale zilei lângă benzinărie și începeau să le ceară bani tuturor șoferilor care alimentau, iar în schimb le promiteau că le dau telefoane ieftine sau acte false. Au mai stat odată acum vreo 2-3 zile și în nenumerate rânduri. Cam la o săptămână odată veneau și făceau japcă cam vreo 2-3 ore pe zi. Totul era pus la cale de acasă, cei trei scroci își schimbau des locul unde acționau, tocmai pentru a nu da de bănuit. Într-un final însă, o echipă a poliției i-a prins într-o benzinărie. Polițiștii au identificat trei persoane pe care le-au condus la secția 2 pentru verificări. Recomandăm cetățenilor care sunt abordate cu astfel de povești impresionante să nu dea curs unor astfel de solicitări. Așa au aflat oamenii legii că cei doi sunt minori și că nu lucrează singuri. În spatele afacerii se afla un bărbat de 49 de ani, o ruda lor. Culmea a fost însă că bărbatul care i-a însoțit a avut alte explicații pentru polițiști. Aveam nevoie de bază la București și nu aveam mandat. Și am avut un telefon și am ajuns ca să ajung acasă. Deci am plăcut cazarea, am plăcut benzina, vorba rămas fără ulei, am plăcut. Niciunul dintre cei păcăliți n-a depus plângere, cei trei s-au ales numai cu câte o amendă de 200 de lei.